Drăgușanu a avut parte de un an cu multe răsturnări de situație. Bianca Drăgușanu a avut parte de un an cu multe răsturnări de situație. S-a măritat pentru a doua oară, a crezut cu tărie în povestea de iubire dintre ea și Alex Boli, însă la final, lucrurile au ieșit cu totul altfel. După numeroase certuri, despărțiri, ieșiri violente, împăcări și, recent, înaintarea divorțului, Bianca și-a găsit liniștea de fiecare dată în brațele fiicei sale. Sofia Natalia a fost singura care i-a dat puterea să meargă mai departe din duminică seara. Cele două au petrecut timp împreună și s-au pozat îmbrăcate la fel, cu tutu de prințesă. Inima mea bate doar pentru tine, a scris Bianca. Diez iubirea mea, diez sufletul meu pereche, diez cu fiu, diez prințesa mea. Bianca Drăgușanu și Alex Boli au făcut scandal în public. Scandalurile în cuplul format din Bianca Drăgușanu și Alex Boli se țin lanț și nu odată au fost surprinși în timp ce se certau în public. După ce cei doi amorezi au fost filmați în timp ce se certau la cuțite în parcarea unui restaurant, iar blondina s-a urcat pe mașină de teama soțului ei, un episod asemănător a avut loc recent. Bianca Drăgușanu au fost filmați din nou în timp ce se certau, de data aceasta, în parcarea unui alt local. Situația între cei doi soți era vizibil tensionată, iar, la un moment dat, blondina s-a întors cu spatele la soțul ei și a plecat hotărâtă de lângă el. Musculosul afacerii s-a fugit după ea și a prins-o de mână, trăgând-o cu forța spre el, apoi a luat-o în brațe încercând să o împace. Martorii de la fața locului spun că Bianca Drăgușanu ar fi vrut să se arunce în fața mașinilor. Și-au spălat rufele în public. A oferit un adevărat spectacol. Ea a vrut să se arunce în fața mașinilor. Birul a declarat persoana care a surprins întregul scandal, relatează CanCan.